Ne revedem din nou pentru ultimul episod din seria asta care v-a plăcut foarte mult și care se întinde pe 21 pic de ani. Puteam să o lungez mai mult cu episoadele, să fac o telenovelă chiar, dar chiar nu are rost. Adică sunt suficiente 3 de câte 30 de minute câte are fiecare, din care voi puteți trage, cum au spus mulți dintre voi în rubrica de comentarii și foarte pe bună dreptate, că având diferite mașini de la diferiți producători, tragi concluzii despre fiecare în parte. Ce să vă zic, cum să începem? Suntem la Passatul albastru, cel de 110 cai, care tocmai s-a vândut după un an de în care l-am deținut. Acum, mulți au zis, mi-a și scris, domne, că de ce l-ai vândut așa repede, că de ce nu le-ai ținut mai mult, că nu le ții un an, doi. Acel prim Opel care l-am ținut 10 ani și care s-a devalorizat enorm de mult în acei 10 ani, care l-am vândut, cred că, cu o cincime din prețul care a fost cumpărat și care am băgat în el foarte mulți bani în acei 10 ani, m-au convins că pentru țara noastră, pentru România, cu cât vei ține mai mult o mașină, cu atât vei pierde mai mult din acei bani. Cu cât vei lua mașini din mărci nepotrivite, oare, cumva, vei pierde mai mulți bani. Și am ajuns la concluzia asta că trebuie ținut o mașină un an, doi, maxim 3 ani, ca să nu pierzi foarte mulți bani și să nu bagi foarte mulți bani. Pentru că dacă atunci când cumperi o mașină la mâna a doua, cumperi una bună, întreținută, nu neapărat cu kilometri puțini, întreținută, nelovită, cu tot ce are nevoie schimbat, mașina te va mai duce mult și bine. Și tu în România îi vei face doar mentenanță. Asta dacă nu o exploatezi nerațional, dacă nu mergi cu ea pe drumuri proaste, sau poți să mergi cu ea și pe drumuri proaste, dar trebuie să mergi încet și nu mult pe acele drumuri proaste. Bun. Dar să ne întoarcem la Passatul albastru care s-a vândut și am zis, bă, dacă ăsta de 110 cai a fost ok, ia hai să cumpăr unul și de 140 de cai. Și am căutat, nu aveam să pun mare diferență în momentul ăla, și am găsit tot așa unul argintiu, tot din 2009, tot de 2000, dar de 143 de cai, Common Rail-ul CBAC-ul, tot echipare Sportline, argintiu. 230.000 de kilometri, 240.000 de kilometri. M-am dus să-l văd. Toate bune și frumoase, mașina n-avea nicio problemă, n-avea zgârieturi, n-avea nimic lovit, mici pietricele pe bara față și pe capotă, dar avea check engine-ul aprins. Pornea perfect, mergea perfect, fără nicio întrerupere, check engine-ul aprins. Evident, m-am mai târguit cu vânzătorii și am luat-o fix la prețul cu care o vândusem eu pe cea albastră. Același an de fabricație, dar motorizarea de 2 litri, 6 viteze, cam aceeași echipare. Am luat o mașină cu check engine-ul aprins, dar care mergea perfect. Lucru pe care nu v-am sfătuit să-l faceți, sau nu vă sfătuiesc și nu vă sfătuiesc să-l faceți. Dar nu mă pot considera un profesionist în lumea auto, dar mă pot considera un descurcăreț cumva pe piața românească. Adică mi-am asumat acel check engine aprins, care putea fi de la un EGR, putea fi și de la un filtru de particule sau de la ceva pe zonă de turbo, dar mașina mergea perfect.
și în ture și în relantii și și-a făcut și regenerare și așa mai departe. Și asta m-a dus la gândul, cu gândul la faptul că este o eroare pe galeria de admisie. Am ajuns cu ea acasă, am diagnosticat-o, evident, eroare pe galeria de admisie. O resetai, stătea stinsă câteva porniri, iar se aprinde. Niciun fel de schimbare în mersul mașinii. Și am zis eu, dă-i înainte. Am înmatriculat-o, am început să merg cu ea. Consumul o idee mai mare decât la cel de 110 cai, atât în regim urban, cât și în regim extraurban. Adică un consum de 7-8 urban, 5-5,5-6 extraurban. Cu o jumătate de litru, un litru în plus față de cel de 110 cai. Dar mult mai echilibrată dinamic. Mult mai echilibrată dinamic la 143 de cai cât are CBAC-ul ăla. Și sistemul Common Rail. E un motor, deși e printre primul, al doilea, primul e de generație Common Rail de 2 litri de la Volkswagen. E echilibrat, adică le-a reușit. Ce să mai? M-am documentat și eu pe forumuri, întrebând în stânga, în dreapta, câțiva mecanici, mulți mi-au spus, poți merge cu galeria la asta, așa, nu are nicio problemă. Nu e ca la BMW să o tragă în motor, nu se întâmplă nimic. Va merge așa mult și bine. Și există un kit de reparație, adică o fel de opritor care l-am comandat, nu mai știu de pe ce, un site britanic, nu știu, la vreo $30 sau 30 de lire. A venit în vreo 2 săptămâni, care se montează undeva pe corpul galeriei și nu mai permite o oscilație completă la același nivel al flapsurilor, ca să nu se mai defecteze. Dar dacă cum am făcut eu, dacă îl cumperi și îl montezi pe o galerie deja defectă, n-ai făcut nimic. Am aflat după ce l-am cumpărat și după ce l-am montat, e destul de greu să-l montezi. Mulți zic că e bine să cumperi acel kit, să-l montezi pe o galerie înainte să se strice. Nu știu cine mi-a spus tot așa că galeriile retrofit care vin de service au acel ansamblu integrat în ele. Adică e o corecție pe care Volkswagen a sesizat-o și a montat-o la piesele de schimb. Am montat acea piesă, ia ghici surpriză, același check engine a prins. Bun. Au trecut câteva luni, mașina mergea perfect. Au mai trecut câteva luni, mașina mergea perfect și am zis ori îi cumpăr o galerie de admisie nouă care era 1500, 2000 și ceva de lei plus manopera, ori o las așa. Și am lăsat-o așa. Mașina își făcea regenerările, consumul era foarte bun, puterea livrată. Am zis, merg cu ea așa, să vedem ce se întâmplă. Și am mers cu ea așa 60 și ceva de mii de kilometri. În care am fost cu ea și prin Europa și prin România, din vârful munților până în lunca Dunării, pe toate sectoarele de drum care le avem noi, am prins și o iarnă cu ger și una cu zăpadă. Și la ceva timp după ce luasem pasatul ăsta, a început să-mi facă probleme. Nu-mi plăcea pedala de ambreiaj. În diminețile friguroase, nu făcea cursa cum trebuie. Știam că e o boală a lor, pompa de ambreiaj. M-am dus la un service. Dom'le, că să schimbăm pompa asta, da. Au ascultat-o, ei se auzea un pic și volanta. Mașina avea în momentul ăla 250-260 de mii de kilometri pe bord. Probabil real, nu am verificat niciodată. Zic, bă, dacă tot lucrăm pe la aia, dacă tot reparăm pe la aia, asta e. Hai să schimbăm și ambreiajul, să nu se... Volanta era insesizabilă, mai mergea un 10, 15, 20 de mii de kilometri. Dar am zis, bă, tot sunt cu ea aici, tot lucrează la ambreiaj, hai să dau un ban. Am luat kit de ambreiaj, rulment, placă, disc, volantă, sax. Nu am luat Look, n-am luat Valeo, am luat sax. Au demontat ce aveau pe mașină. Piesele erau originale ale mașinii, cu ștanța de 2009 pe ele. Deci un kit de ambreiaj volantă pe un Passat B6 te ține originalul 250.000 de kilometri. Poate, da, ceva 260 chiar. Bun, au schimbat băieții tot la un service de pe aici, de prin Craiova, bun, care are altă specialitate însă. Nu le dau nume că
și așa sunt dezastruoși și nu mi-au oferit nicio facilitate. Dar știți cum are gama Volkswagen acel efect al pedalei de ambreiaj? După ce o apeși și iei piciorul de pe ea, pedala sare brusc. Nu vine... Vine brusc, revine tare cumva în poziția inițială. După ce am luat mașina de la ei, de acolo ambreiajul funcționa perfect, volanta nu se mai auzea, cuplatul vitezelor, totul ok. Dar pedala mea de ambreiaj nu revenea cum trebuie, nu făcea cursa, nu stătea la nivel cu cealaltă. Avea așa un simptom de Renault, de stă una mai strâmb, una mai... Ce are? M-am dus înapoi la ei. Bă, e luat totul de la voi, pistonașul, kitul de ambreiaj. Reglați-mi-o, domne, că e o chestiune de aerisit. Au aerisit-o odată, cu un aparat. Am plecat cu ea același lucru. M-am întors iar la după câteva zile. Dom'le, s-o aerisit mecanic. S-o aerisit și sistemul de frânare, adică roțile, că trage lichidul de frână, care e folosit și la ambreiaj, la hidraulicul de la ambreiaj, are legătură cu întreg circuitul. Degeaba. E, am fost la ei pentru aerisiri și cu manuale mecanice și automate de vreo 7 ori. Nu se schimba nimic. S-a făcut o lună. Zic, bă, chiar așa totuși e un Passat. Nu puteți să-i faceți un ambreiaj? Dom'le, că nu știm, că zic, ce mai e acolo la pedal, în ansamblul ăla? Hai să-i comandăm tot ce e acolo. Și am comandat tot ce mai era acolo. Arculețul ăla, niște chestii. Nu mai mi-aduc aminte. Exact, vă uitați voi în programele de piese. După ce mi-au desfăcut-o a 8-a oară, mi-au schimbat arcul ăla în pedală, cu arcul nou și cu ce mai comandasem eu nou acolo la ea, pedala a început să funcționeze corect. Nu știu dacă poate arcul vechi n-a fost montat, dacă poate s-a rupt, sau poate, în fine. Dar să te duci de 8 ori la un service ca să schimbi și să reglezi un ambreiaj la un Passat, e deja știința rachetelor. Bun. Tot în timpul ăsta, văzând că e o problemă așa, să ai doar o mașină, nu mai avusesem decât o mașină în perioada asta, mă zic, băi, e bine totuși să ai o mașină de backup. Fusese și o iarnă din aia nasoală, iarna anului respectiv. Și mă duc eu pe aici, n-aveam prea mulți bani, mă duc eu pe aici, prin Craiova, pe la niște parcuri auto, la niște prieteni de-ai mei, și găsesc la unii dintre ei un Nissan X-Trail, fabricație 2002, adus din Italia, radiat. M-am uitat pe la el, l-am pornit, a pornit sfert de cheie, nu avea scurgeri de ulei, nu avea prea multă rugină, adică nu avea o rugină vizibilă, avea rugină pe sub ea, pe la brațe, pe la astea, dar nu avea pe caroserie absolut nimic. L-am cumpărat de la băieții ăștia cu 2200 de euro. Nissan X-Trail cu climă, cu scaune electrice încălzite, cu panoramic care funcționa. O mașină bună. După ce i-am pus numere și am început să merg cu ea, mașina mai avea mici chestii, cam troncănea așa un pic. I-am schimbat bielete antiruliu față-spate, bucșe bărți stabilizatoare față-spate. Am dat vreo 400 de lei, vreo 500 de lei cu manoperă, că cam scumpicele așa față de Passatul, care era și mai nou și mă rog. Dar n-am mai avut niciun sunet. Și le aveam pe amândouă. Nissan-ul foloseam de weekenduri, de călătorii, de expediții, Passatul de zi cu zi. După ce am reparat volanta la Passat, i-am schimbat, cred că tot în perioada de atunci, și bieletele antirului. Mi s-a părut mie că aveau așa un clănțănit, am luat două bielete Lamforder și atât. Nissan-ul vedea tot ce înseamnă Oltenia. Îi arăta cheia, pornea, motor de 2.2, prima generație, 114 sau 116 cai, 6 viteze pe înainte. Destul de lent pe a întâia, pe a doua și cutia scurtă la el, așa. 4x4 funcționa, dar nu era ce trebuie. Se simțea că aveai nevoie, mai ales la mers a 5-a, a 6-a, erau cam moarte. Dacă o încărcai, plecai 3-4 oameni, n-aveai o rezervă de putere, nu era ok. Dar mă serveam de el. Consumul, cu un litru, maxim cu un litru mai mult decât la Passat. Adică, din nou, o mașină cu care puteai merge și în oraș și în afară. În toată perioada asta, cineva, cred că un soț gelos sau nu mai știu ce, mi-a zgâriat acest Passat într-o seară când am fost la o nuntă, de la un cap la coadă. Ce-o fi avut cu Passatul, că a vrut să-mi facă mie ceva, n-a avut ce.
Și a zgâria Passatul. Și acum l-am lăsat. Trebuia vopsit. Mai avea pietricelele pe capotă, pe bară, mai avea pe bara de spate un semn care tot așa mi l-a făcut cineva printr-o parcare, plus o laterală întreagă zgâriat. Zic, bă, trebuie să strâng bani să vopsesc și Passatul, să-i fac și galeria. Mergeam și cu Nissanul, vă zisei, și cu Nissanul și cu Passatul. Și la un moment dat, nu știu ce mi-a venit, am pus Nissanul la vânzare. Și l-am pus la un preț de, nu mai știu, 3300, 3400, ceva de genul ăsta. Neașteptat, am fost sunat la o zi, două, după ce am pus anunțul, de niște oameni care au venit și l-au cumpărat cu 3300 de euro. Adică un Nissan luat din Craiova, cu 6 luni, maxim un an în urmă, a fost vândut tot în Craiova cu 1100 de euro profit pe hârtie, real, în minus în matriculare, minus servisare, ulei, bieletele, adică vreo 3-400 de euro, un profit de 500-600 de euro la Craiova făcut, pe o mașină de 18-17, nu știu, nu mai țin minte câți ani avea în momentul, dacă era 2002, vedeți și voi să câți. Am rămas așa. Acum, eu am fost tot timpul de părerea asta că dacă cineva îți dă un preț corect, nu neapărat în câștig, dar dacă îți dă un preț corect și nu ai pierdut valoarea, că e o mașină, că e o casă, că e un telefon, ce vrei tu să vinzi, vinde-l. Nu merită să te atașezi atât de mult de niște lucruri care până la urmă sunt banale. Zic, băi, era 2002, am luat un ban corect pe el, hai să-mi caut altceva. Și după ce am luat, după ce l-am vândut, mă apuc să caut, să caut, vroiam să iau Nissan din ăsta, dar facelift-ul, cele de după 2005-2006 care aveau motorul tot de 2.2, dar cu mai mulți cai, de 136 de cai, avusese un prieten de-al meu una din aia și o luasem cu el, practic, eu luasem, am fost și am luat-o împreună și văzusem că e o diferență mai mare, adică era exact puterea de care ai nevoie, dar nu am găsit la banii ăștia, nu aveam nici alți bani să mai pun. Și zic, ia să mă uit, bă, de un Hyundai Tucson. Și cu banii pe care am vândut Nissanul, exact cu acei bani, am cumpărat un Hyundai Tucson. Mai nou, din 2005, cu motor de 2 litri. Cu dotări, climă, scaune încălzite de piele. Dar cu puțină rugină, nu neapărat cu puțină rugină, cu vopseaua exfoliată pe o parte și cu puncte picolo de rugină. Și asta tot cu ce cu a prins. Astea sunt mașinile de la noi. Am diagnosticat-o, am venit cu ea la Craiova, am zis, eroare eghere. Pa. Cât să fie un eghere de Nissan? A fost 250 de lei. L-am cumpărat, l-am schimbat, s-a stins becul. Am mai mers cu ea 3 zile. S-a aprins becul iar. M-am dus din nou la service. Diagnoză, ghici surpriză. Eroare pe eghere. Păi e nou. Și ăștia de la service, domne, că să mai studiem și noi, că da, că ar trebui spălată galeria de admisie la ea, că nu știu ce. Bine, ne desfaceți, o spălați. I-au curățat galeria, i-au schimbat șaibele de foc la injectoare. Cam tot ce se putea face pe acolo. Ulei, filtre, tot o revizie din asta așa. Altceva nu avea mașina, tehnic. Și-a schimbat mersul, și-a stins becul. Pa, cea mai bună mașină. Am început să merg cu ea. Nu avea aceeași prestanță pe teren ca Nissan. O mașină clar de stradă, chiar dacă avea acel sistem 4x4, cum e el, cu funcția de blocant. Mai mult reglaj de șosea. Consum mai mare. Mult mai mare decât la Nissan, consum de 9, 10, chiar 11 în regim urban. Ceva putere, dar nu ieșită din comun. Per total nu mă încânta, nu-mi plăcea, era ceva ce nu era ok la ea. Și cum ziceam, cum mă bucuram eu așa mai mult de ea, după vreo 1.200 de kilometri, iar s-a aprins ce cu motor. M-am dus la ea la service. Păi știi că nu știm ce să-i mai facem, că să...
Mi l-au resetat iar, s-a stins. Am mai mers cu ea vreo 1000 de kilometri. Ghici surpriză, ciupea ulei. Nu mult, dar la un 4-5 mii de kilometri trebuia să-i pui un litru. Adică, ce are? Ce cu când se aprindea, se mai stingea, iar se aprindea. N-a știut nimeni să mi-o fac. Am pus-o la vânzare. Am zis, o dau cu cât am luat-o. Și am dat-o în pierdere. Cu vreo 300 de euro. Plus investiția, i-am luat și ăștia cauciucuri și de iarnă. În matriculatul, deci Hyundai forever. Zic, bă, am făcut o super afacere, să nu mai aud așa ceva. Și răscolesc eu internetul, răscolesc. Și găsesc un alt Nissan X-Trail. Din 2006, cu generația următoare de motor. Am mai pus vreo 300 de euro sau oricum am, deci Hyundai-ul ăla la pagubă și așa mai departe. Tot ce am câștigat la primul Nissan s-a dus în el. M-am dus și am luat al doilea Nissan. Cred că am dat pe el 3300, 3100, 3400, nu mai știu exact. Dar știu că l-am văzut cu, o să aflați la sfârșit. M-am dus, l-am luat. Foarte bună mașina. Nu-i mergea, mai bine zis, mergea aeroterma cu zgomot. Când mergea, când nu mergea, pleca, nu pleca. Altă problemă nu avea. M-am dus la toate magazinele de piese pe aici. Nu mi-a putut găsi nimeni rezistența în trepte sau sub ansamblele din acea tulumbă. Dom'le, că nu e decât cu totul, e 17 milioane, e 13 milioane. Zic, dom'le, nu se poate, chestiile astea sunt demontabile, se găsesc. Nu. Am găsit căutând pe internet, pe OLX, la un domn de la Brașov, care se ocupă cu așa ceva, repară și vinde sub ansamble pentru partea asta de tulumbe, de ventilație interior. Am găsit rezistența în trepte. Omul mi-a comandat-o din Germania, am stat după ea vreo 10 zile și am dat pe ea 70 de lei plus transport. De ce nu s-a putut găsi în programele de piese românești? Nu mai Sfântul Hyundai știe. Nissan. Am montat-o, Robert, a funcționat perfect. Ăsta al doilea Nissan, autoutilitar, cu două locuri, dar ea avea banchetele montate, centurile, tot. Mașina a fost din Franța. Am văzut în certificatul de înmatriculare chestia asta, că nu este N1, că este N1, nu M1. M-am dus la RAR, mi s-a spus, îți trebuie omologare, că i-ai montat banchetele ca să o facem din autoutilitară autoturism. Adică eu n-am insistat la cineva să mi-o lase autoutilitară ca să ai un impozit mai scăzut sau să fac compromisul. Nu. Am mers, am fost cinstit la toate chestiile astea. Mă duc la... M-a trebuit să mă duc la reprezentanța Dacia, Renault, să iau o hârtie că mi s-au montat banchete pe care am plătit 300 de lei, cu care am fost la registru auto, am plătit 1200 de lei sau 1400 de lei omologare, și s-a matriculat Nissanul din autoutilitară, autoturism. Cum era? Cu banchete, cu 5 centuri, cu... Bun. Adică încă o cheltuială de... Faceți voi calculul câte sute de euro. Dar în rest, mașina bună. Da, nu avea nicio problemă. Mergea perfect. Vedea viața de weekend. Însă, pe partea de consum, cei 20 de cai în plus câți avea, se simțeau mai mare consum. Deja în exterior mergeai pe 7,5, 7, 8. Avea putere, depășeai cu ea, dar nu merita puterea aia atâta consum, părerea mea. Dar ne mergând foarte mult cu ea, mie îmi convenea, era utilă.
S-a stricat la ea, o singură dată a început să curgă o bucățică din conducta de lichid care venea de lichid hidraulic care venea la ambreiaj, o bucățică așa de metal. Am comandat-o și pe aia, a venit după vreo săptămână, a fost 100 și un pic de lei, a schimbat-o domnul Preda și a mers. Acela simptom, pedala rămânea jos, se depresuriza, puteai merge cu ea, dar trebuia schimbat. Acum, ce zic, bă, Nissan nu e ok, hai să fac ceva cu Passat-ul ăsta, să-l vopsesc. Și îl duc lui prietenul meu, Alin, cel mai priceput vopsitor din oraș, cunoscut și sub numele de Harry Potter, drept cel mai mare, știți voi despre cine vorbesc, cel mai mare povestitor și fabulator. Da, Mihai, rezolvăm orice, facem orice. El este foarte talentat, foarte priceput, este foarte bun. Dar nu este serios. Nu mai este serios, nu mai este deloc serios. Chit că îi fac antireclamă, oricum nu voi mai colabora niciodată cu el după ce a vopsit această mașină așa cum a vopsit-o el, adică Audi-ul, partea din față, bara și capota, în 2 luni. Și am dus Passat-ul în iulie. Zic, Aline, trebuia vopsită bară, capotă și lateral la stângă și bara spate. Și aici la parbriz avea pietricele sus. Aline, o facem toată. Oricum, mai rămânea o jumătate nevopsită, trebuia schimba și parbrizul. Aia zic, îmi dai parbrizul jos, îmi vopsești cum trebuie vopsit aici la plafon, chem pe băieții de pun parbrize să-i pună parbrize. Gata, Mihai, facem. I-am plătit, i-am dat banul înainte și am plecat. A trecut o lună, mă mai duceam pe acolo, mașina stătea în curte, Mihai o face. A făcut Alin mașina în decembrie. Din iulie până în decembrie, sau aproape decembrie, da, înainte de sărbători. 5 luni a durat. De când i-am zis eu, din 24 iulie. Da. August, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Da. Bun. Da, am luat-o de la el. Ce să zic? Aline, bine că mi-ai dat-o. Bine că mi-ai făcut-o. N-a murit bateria la mașină. Deci, incredibil. O iau de la Alin, o spăl, o duc lui Robert, centrează Robert să centreze elementele de caroserie. Dar, între timp ce mașina era la Alin, în toamna anulelea, zic, băi, să încerc eu să vând și Nissanul ăsta. Și am pus și Nissanul la vânzare. Același lucru. În câteva zile, telefon, l-am vândut cu 3.900 de euro. Am scos cheltuielile, am scos poate și paguba aia de la Hyundai, să zicem că am ieșit plus. Tandi pe mandi, cumva. Dar am rămas fără mașină. Passat-ul era la Alin, lucrurile astea cred că se întâmplau prin septembrie. Și m-am dus în Craiova, la același parc de mașini aduse din Italia a celor băieți. Și am zis, bă, să cumpăr ceva cu bani puțin, să mă folosesc de el până vine Passat-ul, până e gata Passat-ul. Am cumpărat acel Fiat Sedici cu un preț foarte bun, cu motorul de 1.9, Fiat-ul în stare impecabilă. Fără zgârieturi, fără nimic, fără urme de uzură, fără probleme tehnice, deci o mașină țiplă. Evident, Sedici 4x4. La prima mea încercare de a merge cu ea pe o zonă de nisip, am rămas cu ea acolo. A trebuit să chem un prieten să mă scoată, un prieten cu care are un Grand Cherokee. Și aici când o să mai filmăm ceva pe off-road, o să povestim despre chingile, cablurile, șufele cu care se fac trebuie făcute remorcările, despre prinderile lor, despre acele capete care sunt foarte importante. Pentru că noi am avut o frânghie improvizată de la un alt prieten al nostru cu niște cărlige proaste, care s-au rupt în momentul în care el m-a tras cu Grand Cherokee-le și a zburat unul din acel cărlige în luneta spate și am mai pus 100 de euro la prețul Fiat-ului, că i-am cumpărat omului lunetă. În rest, Fiat-ul foarte bun. Consum extraordinar, mentenanță zero, bună mașină. Te descurcai cu ea prin oraș, o urcai oriunde, o băgai pe oriunde, 120 de cai pe caroseria aia, nu te țineai la ea. Dar se făcu luna decembrie.
Luai Passatul de la Alin, vopsit, frumos, parbriz schimbat, impecabil. L-am spălat, m-am dus la Robert cu el să-l centrăm, să-i centrăm elementele care au fost date jos, bările, capota și așa mai departe. Și după ce l-am luat de la Robert, l-am dus exact după Crăciun sau înainte de Crăciun, lui Cosmin Drăgotescu, pentru că era liber în perioada aia dintre sărbători, rugându-l: Cosmin, curăță-mi-o și mie, pentru că a stat 5 luni într-un service, s-a prăfuit, s-a murdărit, nu îi făcusem niciodată un detailing, mașina nu avea mari probleme de mizerie, dar s-o fie făcută cum trebuie. Cheamă-l, i-am zis, cheamă-l pe băiatul care te mai ajută pe tine pe aici, dacă e nevoie, plătesc ceva, dar eu, nu, Mihai, stai liniștit. Și a mai trecut, sau trecut mai bine de 30 de minute. Când să iau Passatul de la Cosmin, nu mai știu, ori înainte de Revelion, ori după Revelion, intrăm amândoi în garajul lui, făcuseră ei, curățaseră interiorul, când mă uit, capota pe capotă tras cu șurubelnița, mașină luată de la vopsit, care nu fusese nicăieri decât la spălătorie, la Robert și la el, la care el se uită la mine, incredibil, face că a intrat cineva la mine, nu mai știu, dar ceva de genul ăsta, nu se poate, că n-am pățit niciodată așa ceva. Continuarea e în episodul următor. Bye-bye.